Credincioșii prăznuiesc astăzi una din cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, izvorul tămăduirii. Este o sărbătoare celebrată anual de către Biserica Ortodoxă în prima zi de vineri de după Paște. Mii de oameni din Brăila au stat la rând noaptea trecută pentru a fi primii care iau aghiazma de la izvorul tămăduirii. Peste 1500 de credincioși s-au adunat la Biserica Greacă din Brăila să ia aghiazmă izvorită chiar de sub altar. Oamenii s-au înghesuit la intrarea în lăcașul de cult pentru a fi siguri că vor ajunge la minune. Așa cum era de așteptat, nu au lipsit nici incidentele. După mai multe ore de așteptat în frig, unii credincioși și-au pierdut răbdarea și s-au luat la ceartă cu jandarmii. Așteptarea a meritat, susțin oamenii care au stat la cozi chiar și 5 ore. Am 4 ore. Da. Nu, 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 nici n-am simțit că am stat la rând. Vin de 7 ani. Acea aghiazmă luată în fiecare dimineață ne curăță, ne ajută. Mulțumesc Maicii Domnului și Bun Dumnezeu că mi-a luat Sfânta Aghiazmă, când doream foarte mult. Sute de credincioși veniți din alte zone ale țării au rămas peste noapte în curtea bisericii și au dormit în corturi sau pe scaunele din biserică. Suntem de la Corod. Din Corod, județul Galați. Da, da. Ați mers ceva până aici? Am mers. Rămâneți peste noapte? Păi n-am unde să mă duc. E frig, dar ce să faci? Nu avem încotro. Legenda spune că izvorul tămăduirii a fost descoperit la construcția bisericii. În minunea de sub altar se adunau lacrimile pe care Maica Domnului le varsă în săptămâna patimilor. Hristos din moarte.